G2A, jocuri ieftine pe tot parcursul anului. Mai multe detalii în descriere. Oameni buni, bine v-am regăsit la un nou episod de Captive Minecraft. De fapt, este ultimul episod din această serie, oameni buni. Pentru că am stat și m-am gândit și am calculat și mi-am dat seama că nu am nicio șansă să ajung la portalul din End ca să bat dragonul. Dacă fac un advancement simplu, borderul se mărește doar cu jumătate de bloc. Dacă fac un advancement mai complicat, borderul se mărește cu un bloc întreg. Și ia uitați câte advancement-uri ar trebui să mai fac ca să ajung la portal. Da, destul de multe. Așa că în acest ultim episod, oameni buni, o să încercăm să batem un boss. Și acel boss este Witherul, da? Nu pot să vă las așa la sfârșit de serie fără o bătălie epică cu un boss. Așa că astăzi nu batem dragonul pentru că n-avem cum să ajungem la el. O să vă explic imediat de ce. Adică o să vă explic în detaliu de ce. Ideea este că o să batem Witherul, măcar atâta și... Da, din păcate se încheie această serie, dar oameni buni, dacă v-a plăcut această serie, trebuie să lăsați un like neapărat la ultimul videoclip din această serie și, bineînțeles, subscribe dacă nu te-ai abonat până acum, să știi, da, verificați dacă sunteți abonați, aș aprecia foarte mult să am încă un subscriber nou, binevenit, salutare. Și desigur, oameni buni, dacă vreți să mă susțineți puțin mai mult, puteți să intrați pe colpir.ro unde găsiți merch cu Rambo Colpir. Uite, omul ăsta pregătit acum să facem ultimele advancement-uri și butelie, ce faci, bă, ai intrat aici, te... Jesus Christ, mă faci de râs, butelie, mă faci de râs, efectiv. Îmi place mărciul tău. Bun, și acum hai să vă explic de ce nu pot să fac anumite advancement-uri, da? Hai să o luăm de la capăt ca să înțeleagă toată lumea de ce nu pot să fac. Bun, acest advancement aș putea să-l fac dacă aș face rost de kelp. Kelp, din păcate, nu putem să facem rost. Am omorât o țestoasă, nu mai am filmarea. Filmasem, dar după m-am enervat, am șters filmarea, așa cum mi-am dat seama. Am omorât o țestoasă pentru că cineva în comentarii mi-a zis: Colpir, dar dacă omori această țestoasă, o să primești kelp. Nu, am primit seagrass. Am omorât o țestoasă, mai bine că n-ați văzut, dar este complet ok. Și Camila și butelii stau acolo blocați în groapă. This is so funny. Bun, deci, în concluzie, nu putem să ducem un villager la nivelul maxim al lumii pentru că nu avem kelp ca să facem un bubble elevator. Da, deci ăsta, din păcate, nu prea putem să-l facem în momentul de față. Și chiar dacă l-am face, tot n-ajungem la portalul din End. Credeți-mă, totul este calculat. Dacă ne uităm aici, avem o grămadă de armor trimuri pe care ar trebui să le punem pe armură. Adică încă 7 trebuie să mai găsim și eu cred că mai am una sau două. Dar până la 7 mai este foarte mult. Asta, să omorâm un phantom cu piercing arrows, să omorâm două phantom-uri cu piercing arrows. That's some crazy stuff aici. Nu cred că... N-am nici piercing, n-am nici phantom, n-am nici... Nu mai zic nimica. Ăsta ar fi posibil de făcut numai că n-am văzut niciun pillager până acum. Trebuie să lovesc un pillager cu arbaleta, dar n-am văzut niciun pillager până acum. Protect a villager from a undesired shock without starting a fire. Și asta ar putea fi făcut ultima dată am dat peste un villager aici. De fapt am primit 2 villageri, așa că o să pun asta așa și sper să-l protejeze și să nu-l omoare niciun zombie. Da, o să las ceva de genul. O să fie weird ce o să întâmple. Mai bine puneam ceva de piatră dacă era. Dacă ar fi să fulgere, să nu ia foc locul ăsta, da? Să sperăm că poate facem acest advancement astăzi dacă plouă, ninge, tună, explodează toate alea. Mergem mai departe, oameni buni, avem ăsta, discover every biome, 52 de biome-uri, eu de bea 7, adică, come on now, nu putem să-l îndeplinim nici pe ăsta. Ăsta cu meadow, din nou nu putem pentru că nu găsim meadow. Ăsta cu parrot-ul, am pierdut parrot-ul. Și n-am mai putut să fac acest advancement, nici nu l-am văzut ca să-l pierd, adică pur și simplu nu l-am mai găsit. Ăsta cu dragonul nu putem să-l îndeplinim, ăsta cu tridentul e greu pentru că nu... De unde naiba să iau eu un trident? Deci astea două sunt greu de obținut. Kill one of every hostile monster, incredibil de greu de obținut și asta. Și asta cu post-mortal, greu de obținut.
ăsta este buguit, am văzut pe site-ul lor, am văzut că zicea că este buguit ăla cu chest-ul până la urmă, ceea ce e bine de știut, înseamnă că nu am făcut eu nimic greșit, dar este buguit ăsta cu chest-ul, nu se îndeplinește. Aparent, asta cu gastul să-l aducem în Overworld mi se pare extrem de complicată și nu știu dacă se merită și chiar dacă l-am face tot n-am ajunge la portalul din End. Avem aici ăsta care este buguit și el, ăsta cu Nether-ul 7 km. Nu cred că este destul de dezvoltat acest border, cu toate că uite cât am avansat, oameni buni, deci de la un bloc am ajuns să avem o grămadă de blocuri aici. Suntem bine. Mie îmi place. Mie îmi place cât am avansat, sincer. Chiar sunt ok cu chestia asta. O să facem asta astăzi, oameni buni. O să luăm Wither-ul și o să-i luăm steaua. Da? Deci două o să facem cu siguranță. Ăsta cu să ai toate poțiunile și efectele din joc în același timp, asta e incredibil de greu, toată lumea știe asta. Cu exploratul biomelor, mai am 3 biomuri de explorat, dar n-am cum să ajung la ele pentru că borderul e prea mic. Aici cu Silk Touch pur și simplu trebuie să luăm un bee nest cu Silk Touch, dar n-am dat de Silk Touch și nici nu pot să dau acum că nu am nivel. V-am zis, este complicat, am stat și m-am uitat la fiecare, m-am uitat de 100.000 de ori aici. Breed all the animals, come on, e greu. Get in a boat and a float and float with a goat. Din nou, nu avem goat. Aici toate pisicile mele au murit ultima dată, dacă vă mai amintiți. Ce mai avem aici? Asta cu nu avem silk touch, am zis. Am încercat să duc o broască. Da, am dus-o acolo, dar n-am găsit niciun magma cube. Nu găsim magma cube-uri. Am încercat până și ăla să-l fac, dar n-am reușit. Eat everything that is edible. Greu și ăsta de făcut. Ce încerc eu să zic aici este că am făcut aproape toate advancement-urile. Am făcut toate advancement-urile și cred că dacă le fac chiar și pe astea pe care le mai am eu de făcut, tare mă îndoiesc că vom ajunge unde trebuie, adică la portalul din End. Dar citeam pe site-ul lor, cel care a făcut acest, cum se cheamă, această hartă minunată de Captive Minecraft, zicea acolo că găulurile cred că se referă la monumente, ci că deblochează încă 2 blocuri. Dar nu cred, frate, datorită acestor găuluri, acestor monumente, noi am mai mărit border-ul cu 2 blocuri, asta eu nu prea pot să-mi dau seama. Dar lăsați-mă să vă explic că nu avem cum să facem nici aceste monumente, pentru că avem aici unul de grey și nu avem black ink sack. Nu putem să facem nici ăla negru, nici ăsta light grey, nici ăsta grey. Da? Deci, din păcate, nu putem să le facem pentru că nu avem culoarea neagră momentan. Jungle wood n-avem, din păcate nu putem să facem asta. Mangrove wood n-am găsit din nou. Deci eu vă zic că am făcut aproape tot. Sea lantern, din nou nu știu de unde exact să-l iau. Birchwood nu l-am găsit. Mai avem de făcut ăla de diamant și de netherite, care mi se pare că are foarte complicat, și ăla de diamant și celălalt de netherite. Deci, în concluzie, oameni buni, nu mai avem cum să mărim acel border cu 2 blocuri. Chiar dacă aș fi făcut un monument și mi-ar mări borderul cu 2 blocuri, ceea ce nu prea cred, voi să-mi ziceți în comentarii dacă este adevărat sau nu. Dacă chiar e asta, poate ajungeam la bătălia cu dragonul. Dar să știți că eu eram pregătit de bătălia cu dragonul, mai puțin cu săgețile, dar eram aproape pregătit, oameni buni. Dar mă rog, cui pasă? Important este să ne focusăm pe ultima bătălie din din această serie minunată. Eu chiar sunt excited. O să mă duc să omor o grămadă de Wither Skeleton. Să trebuiască să mai fac rost de 2 capete, oameni buni. Nu cred că o să fie chiar așa de greu. O să-mi iau armura mea de diamant, pentru că am murit ultima dată cu Strider-ul. Uitați-vă la ultimul episod ca să vedeți, să înțelegeți despre ce este vorba. Dar da, o serie absolut genială și vreau să îmi ziceți ce vreți să vedeți pe mai departe. Vreau să mai încep o serie tot așa în genul acesta. O serie în care, nu știu, să stăm, să vorbim, să facem episoade mai chill, să fie relaxing, you know what I mean? Ce faci, bă, Stridere? Ok, da, deci lăsați idei în comentarii pentru o serie nouă de Minecraft. Vreau să joc, nu știu, tot ceva așa challenging, să fie cum a fost Captive Minecraft. Oh, da.
Am mai încercat și ăla cu 7 km, am mai făcut eu niște scheme, dar nu mi-a ieșit, așa că, da. E, și dacă tot mai avem 11 diamante, de ce să nu ne bucurăm de ele și facem și un chestplay de diamond, avem doar papucii de iron, este bine, este total ok. Și acum mergem în Nether și începem să omorăm cât... Bă, ce faci, bă, acolo ești nebun, dă să mai mâncăm așa puțin. Nu uitați de subscribe și hai să ne culcăm, mai dormim o seară. Mergem în Nether și batem toți Witherii posibil și trebuie să mai obținem și încă ceva. Niște Soul Sand, că văd că nu am Soul Sand. Nu știu unde o să mă bat eu cu Witherul ăla, dar o să mănânc și un Enchanted Golden Apple să mai facem un advancement. Acum încep să realizez că nu știu dacă sunt capabil să bat nici Witherul. Din simplu fapt pentru că... Oh, nu, pe acolo s-a dus. Nu-i bine. No, ar trebui să fie ok. Dar numai că n-am săgeți. Nu prea am săgeți. Asta e cea mai mare problemă. Dar vedem, noi poate facem rost de la niște piglin de niște săgeți. Dar până atunci, după cum ziceam, trebuie să omorăm. Uite broasca. V-am zis că am adus broasca să omoare niște magma cube-uri, dar n-am găsit, frate, niciun magma cube aici. Și am fost și jos. Am mai jucat, v-am zis că m-am mai jucat puțin, că e gen, chiar am mai încercat să rezolv o dată problema asta cu Captive Minecraft-ul, să terminăm și mi-am dat seama că n-are rost să continuăm seria dacă nu putem să îndeplinim chestii. Așa că, adică eu, mă rog, așa că chiar mi-am dat interesul să pot să fac aproape toate advancement-urile în timp rezonabil, să nu-mi ia 10 zile să fac un advancement, că nu, nimeni nu are chef să se întâmple așa ceva. Așa că ce ar trebui să facem noi astăzi? Să căutăm Wither Skeleton și să-i batem la fundulețul gol. Hai, dați-mi și mie niște capete. O să fie greu. Și dacă nu mă înșel, cred că am aici niște... Uite așa, 4 din astea cred că avem nevoie. Avem și 10 gold. Putem să facem niște trade-uri cu piglinii. Ca să mai facem rost de câteva săgeți să dăm în acel Wither. Așa că... Hai să vedem dacă găsim. Era aici un piglin supărat pe mine. O să fac câteva trade-uri cu el, după ne focusăm în continuare pe... Bă, ia de aici! Ia de aici, frățiorul meu! Oh, băleu! După ne focusăm pe omoră de Wither Skeletoni. Wither Skeletoni. Ai, please! Por favor! Come on! Come on! Give me some... Aia zic! Fix alea le voiam! Bă, dar ești băiat de treabă, îmi place de tine. Oh, domnul Wither Skeleton! Wow! Și să-mi ziceți, oameni buni, în comentarii, cum vi s-a părut această serie? A fost o serie interesantă? Ce-ar fi putut să fie mai mișto la ea? Să postez mai des? Da, da, asta știu, tot timpul îmi ziceți. Dar o zi, eu zic că a fost postată destul de des. Stai să vezi că mor aici. Oh, no. Oh, no. This is bad. Ei, leu! Trebuia să-mi iau niște poțiuni, băieți. Trebuia să-mi iau niște puțin cu mine. Oh, nu! Mi-a dat Vasilica ăsta, mi-a dat bine. Ei bine, oameni buni, avem toate cele 3 capete și cred că suntem pregătiți să batem Wither-ul. Eu sunt. Chiar sunt foarte pregătit. Va trebui să... Cred că mă duc în mină. Mă duc în mină și bat Wither-ul, pentru că în altă parte... Nu cred că aș putea, acolo ar fi cel mai ok. Bine, aș putea să-l sufoc, dar am zis că vă ofer o bătălie, așa că hai să vă ofer o bătălie. O să sufocatul e prea pentru copii. Da, trebuie să facem ceva mai challenging, să ne batem cu adevărat cu acest Wither. Yes! Aoleu, era să-mi rup picioarele! Unde am făcut eu atunci o mină? Că făcusem eu o mină, dacă mi-amintesc eu bine, care unde minam eu diamante, oameni buni. Aha, uite aici. Și fix aici cred că o să spawnăm și Wither-ul și o să ne facem de cap. Ce ziceți? Eu zic că e idee bună. O să fac așa un tunel puțin, o cameră acolo, punem Wither-ul și îl batem, frate. Îl batem de-l distrugem. Bă, sincer, sper că mi-ajunge atâta spațiu, pentru că dacă nu... nu o să fie prea bine, pentru că, uite acolo, o să stau eu, adică nu stau prea departe. Sper să fie ok, frate. Hai să-i dăm bătaie. Sper că se filmează, se face, se drege. Băgăm și mărul de aur și o să fie bine. Nu prea m-am pregătit, dar îi dăm tare așa cu tupeu. O să fie bine. Trebuie să-i dăm cu săgețile acum, până se duce jumătate de viață, oameni buni. Nu-l mai văd. Nu-l văd, efectiv. Nu-l nimeresc. Haideți, oameni buni, trebuie să mănânc mărul de aur acu și cap, un pariu. Cum s-a dus ăsta, bă? Bă? Oh, nu, pe acolo s-a dus? Nu-i bine. Dă-te că mă retrag. Trebuie să mănânc ăsta.
Yeah, am făcut un advancement, oameni buni. Wow, v-am zis că suntem bine. Nu, că suntem bine, rău. O să stăm să așteptăm. Da, o mică pauză. Nu mă așteptam să meargă așa de prost această bătălie. De ce și-o fac cu viața înapoi? Aoleu. Ce? Cred că Widder-ul o să stea în Ancient City cu prietenul lui Warden-ul. Ce ziceți, oameni buni? Eu zic că este o idee excelentă. Oameni buni, da, a fost un sfârșit puțin anticlimatic sau cum se mai zice. Ideea este că am terminat Captive Minecraft, dar este foarte bine pentru că mă voi reîntoarce probabil cândva pe Captive Minecraft și voi încerca să fac o treabă mult mai bună față de ce treabă am făcut până acum. Dar eu zic că a fost o serie absolut incredibilă și nu fiți dezamăgiți, oameni buni, că se termină seria asta aici acum. Fiți încântați că urmează o serie și mai șmecher pe canal și alte videoclipuri și mai șmecher. Deci dați subscribe dacă n-ați făcut-o până acum ca să nu ratați următoarele episoade. Un like aș aprecia enorm dacă faceți chestia asta. Și desigur să intrați pe colpir.ro unde găsiți merch-ul ăsta minunat pe care l-are până și butelie. Deci trebuie să vi-l luați și voi pe colpir.ro. Găsiți acolo cel mai șmecher merch. Și oameni buni, v-am pupat. Ne vedem data viitoare cu o nouă serie. Sper că v-a plăcut Captive Minecraft. Și da, a fost o serie șmecheră. Chiar foarte șmecheră.